discutăm în cele ce urmează cu Remus Ștefureac, director INSCOP, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor B1! Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Remus Ștefureac. Ne uităm la aceste sondaje și vedem care sunt în aceste momente preferințele românilor în ceea ce privește candidații alegerilor pentru prezidențiale și oricum am vedea, iată că Mircea Geană se situează pe primul loc. Vedem că își menține această poziție. Cum se explică? Pentru că până la urmă vorbim despre un candidat independent, nesusținut de un partid politic. Păi exact așa se explică. Ultima parte a observației dumneavoastră, un candidat independent nesusținut de partid politic, pare că e cumva o rețetă de succes cel puțin pentru această competiție. Ea vine pe fondul unei nemulțumiri acumulate a românilor față de liderii de partid în general, iar în acest context, sigur, Mircea Geană nu e doar un candidat independent, are și o poziție, practic cea mai importantă poziție la nivel internațional ocupată de un român, secretar general adjunct al NATO, într-un context marcat de război la granițele României de peste 2 ani. Și pe acest fundal, evident că o asemenea poziționare îl ajută foarte mult pe domnul Geană în contextul competiției pentru alegerile prezidențiale, de care ne mai despart aproximativ 100 de zile. Deci e destul de aproape această competiție și sigur că merită analizat și acest lucru. Bun, până acum nimeni nu și-a anunțat oficial această candidatură, însă dacă ne uităm la simularea făcută pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în cazul în care ar ajunge Mircea Geană și Marcel Ciolacu, vedem că tot Mircea Geană este cel care câștigă, de asemenea și în situația în care am vedea Mircea Geană și Nicolae Ciucă. Însă ne uităm și la sondajul care în turul 2 vine cu scenariul în care ajung Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă și vedem că Marcel Ciolacu este preferat în sondaje. E adevărat, deci în ceea ce privește primele scenarii, Mircea Geană beneficiază de faptul că adună voturi din mai multe bazine electorale. Dacă domnul Ciolacu, de exemplu, adună voturi în principal din bazinul PSD, bazinul social-democrat, domnul Geană, și în contextul poziționării sale și chiar și în contextul atacurilor liderilor PSD la adresa domniei sale, adună voturi atât, sigur, voturi PSD, dar și voturi din bazinele celorlalte partide, plus voturile nehotărâților, acelor care nu sunt neapărat fani ai partidelor politici. Și din acest punct de vedere, în turul 2, fiind o competiție 1-1, contează foarte mult capacitatea, abilitatea unui candidat de a aduna voturi din zone care nu îi sunt neapărat proprii, să spunem, sau cele mai apropiate. Și așa se explică plasarea domnului Geană, să spunem, în toate scenariile măsurate pe locul 1 în turul 2 de scrutin. În ceea ce îl privește pe domnul Ciolacu, sigur, aici, competiția Ciolacu-Ciuc, aici e și o ușoară diferență de notorietate, de vreo 15% între domnul Ciolacu și domnul Ciuc. Altfel spus, ponderea românilor care au auzit despre domnul Ciolacu este ceva mai mare, cu vreo 15% decât cei care au auzit de domnul Ciucă. Și domnul Ciolacu probabil beneficiază și de poziția de prim-ministru, conduce un partid ceva mai mare, cu un număr mai mare de susținători. Și în acest fel putem să explicăm la acest moment, repet, la acest moment poza pe care am văzut. La fel cum competiția Ciucă-Simion, să spunem, unde domnul Ciucă conduce, poate fi explicată tot prin partidul mai mare și bazinul mai mare de susținători pe care îl are de liderul liberal. Și pentru că ați menționat despre notorietatea liderilor politici, am văzut și acel sondaj pe care l-ați dat publicității ieri. Am văzut totuși că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu sunt clasați pe primele locuri. E adevărat. De fapt, de altfel, sondajul privind încrederea sau măsurătoarea privind încrederea în personalitate se corelează foarte bine cu datele privind intenția de vot la alegerile prezidențiale. Și acolo vedeam doi lideri care nu conduc partidele politice, care se află pe primele două locuri. Mă refer la domnul Geană și la domnul Emil Boc, cumva detașat de politica de la București, politica, să spunem, de zi cu zi.
Tocmai și acel clasament arată cumva o stare acumulată de nemulțumire a românilor față de liderii politici naționali, față de liderii partidelor și această căutare pentru personalități care să se pună cumva într-un contrast și să atragă votul din mai multe zone. Spuneați dumneavoastră că diferența de notorietate între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu este de aproximativ 15% și astfel vedem că Nicolae Ciucă este acuzat de socialdemocrați că ar fi furat startul campaniei pentru alegerile prezidențiale. În opinia dumneavoastră, credeți că ar avea suficient timp încât până când vor fi alegerile prezidențiale să reușească să crească în sondaje suficient încât să ocupe locul de la Palatul Cotroceni? Sigur, perioada de timp rămasă după alegerile europarlamentare va fi, cum spuneam, de 100 de zile. E o perioadă destul de scurtă de timp. Pe de altă parte, va fi o perioadă intensă în comunicare electorală. Depinde foarte mult care va fi structura candidaților și structura buletinului de vot. Noi în momentul de față am măsurat candidați pe partide, nu știm, de exemplu, dacă va exista un candidat comun, dacă domnul Ciucă dorește să candideze, va candida din partea PNL, din partea unei eventuale alianțe PSD-PNL. Sunt niște necunoscute care sigur că pot influența distribuția voturilor pentru alegerile prezidențiale, dar într-o 100 de zile, cel puțin din punct de vedere al notorietății, domnul Ciucă poate să recupereze, vor fi 100 de zile intense de campanie în care vizibilitatea candidaților principali va fi maximă. Dincolo de notorietate, transformarea în încredere e un proces mai greu, iar transformarea încrederii în intenție de vot este și mai complicată. Și, într-adevăr, perioada aceasta scurtă de timp poate să creeze dificultăți candidaților care vin cumva din spate. Aceste sondaje au fost făcute cu anumite persoane în baza declarațiilor politice făcute de până acum, însă în mod oficial niciunul dintre candidații pentru alegerile prezidențiale nu și-a anunțat intrarea în această cursă. Dacă ne uităm în Statele Unite ale Americii, vedem că acolo anunțul pentru candidații la alegerile prezidențiale este făcut cu mai bine de un an înainte. De ce în țara noastră, de exemplu, amânăm atât de mult acest moment? Aveți dreptate în comparația cu Statele Unite, unor chiar cu 2 ani înainte știm candidații. În cazul nostru, acum este și o situație cumva atipică și excepțională și stranie. Totuși, așa cum spuneam, mai sunt 3 luni și ceva până la momentul anunțat de către coaliția al organizării alegerilor prezidențiale, 15 septembrie. Fie explicațiile pe care le pot da țin de anumite calcule pe care le fac liderii politici, dar țin și cred de o neîncredere în poziția lor în această cursă. Altfel, sigur, dacă ar aborda această cursă cu toată încrederea, cu toată convingerea, cred că am văzut de mult timp anunțați candidații. Altfel, atunci când trebuie să faci atât de multe calcule, atunci când aștepți să vezi rezultatul altul la lege ca să iei niște decizii, acest lucru cred că reflectă și un anumit tip de vulnerabilitate autopercepută. Alegerile prezidențiale vor fi cele mai importante alegeri din acest an, pentru că vor defini și un ciclu, următorul deceniu, până la urmă, din punctul de vedere al echilibrelor de putere, al marilor decizii strategice pentru țara noastră. Și din acest punct de vedere, iarăși este straniu și un pic, cum să spun, nepotrivit în raport cu deciziile, în raport cu calitatea, să spunem, democrației și deciziile pe care vor trebui să le ia cetățenii, care trebuie luate în cunoștință de cauză, trebuie să cunoască candidații, să poată să-i compare. Nu se poate întâmpla acest lucru dacă nu avem o perioadă totuși mai lungă de timp în care oamenii chiar să cunoască ofertele fiecărui candidat, cum interacționează între ei, cine îi susține, ce au făcut până în acest moment, ce își propun să facă. Sper ca foarte repede după alegeri, după 9 iunie, să aflăm acest tablou, pentru că altfel chiar ar fi o situație stranie să ne pregătim de alegeri prezidențiale, cele mai importante alegeri
din acest an și poate unele dintre cele mai importante din istoria recentă a României și noi să nu știm candidații oficiali. Corect. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Remus Ștefureac, director InScop. Mergem mai departe.